Bună dumneavoastră, vă rog frumos! Bună dimineața! Bună! Cum s-a simțit după victoria Ucrainei? Cum a fost pentru voi? Care a fost sentimentul tău pe care l-ai trăit împreună cu colegii tăi? Bună! Păi, ce să spun, a fost extraordinar, cred că cea mai frumoasă atmosferă de când trăiesc fotbalul și cred la fel și colegii mei. A fost toți împreună bucuroși. Și ce, ați văzut și voi, toată România, toți românii, cum ne-am bucurat. Am arătat că știm să ne bucurăm toți împreună. Și sperăm să fie tot așa și următorul meci. Selecționerul l-a îndemânat la calm, la echilibru, dar crezi că putem face un meci mare și pe joc? Are dreptate ministerul, trebuie să fim capabili să facem acest meci. Să ținem echilibru, cum a spus el. Noi trebuie să ne gândim acum să analizăm Belgia, să fim foarte umili. Nu am făcut încă nimica. Tot ce am făcut până acum am făcut cu disciplină, cu munca și o să facem de azi aceeași chestie. Se vorbește cu glas mai încostat acum în vestiar de calificare? Nu vorbim de chestia asta, nu vorbim meci de meci, acum avem Belgia și ne gândim doar la aia. Să facem același meci care am făcut. Bineînțeles, a să fie diferit, a să aibă presiune și Belgia acum, dar noi ne gândim la noi, atâta. Cum s-a trăit de pe bancă această victorie? Cum ați trăit-o și voi. Am avut 100 de minute și mai mult pe pele de găină de când au intrat colegii la imnul, la goluri. Emoții mai mari cred că n-am avut niciodată în viață după ce a cunoscut fetița. Prima întrebare, cum te vezi din generația de suflet care urmii? Cum a prezentat-o selecționerul? Și a doua întrebare, v-am văzut ieri la antrenament, intens, implicați, 100%, visezi să joci la acest Euro? Răspund de la sfârșit. Eu cred că suntem 26 de titulare în echipa asta. Cine joacă, cine nu joacă, nu contează. Eu cred chiar în grupul ăsta, cum a spus mister, suntem toți de suflet. Eu cred că și dacă Borățan îi spune, intră în teren și cu un picior rupt el, intră și arată, face diferența. Nu există, îți dorești, bineînțeles că dorești, dar și eu pe bancă, prin tribună, eu m-aș arunca de pe un pod pentru național, pentru că asta înseamnă să ai suflet. Și cred că asta au înțeles-o mister, cum sunt eu, sunt eu lanță 26, în plus Borățan. Presupun că ați văzut cu toții meciul Belgiei cu Slovacia. Cum vi se pare acolo adversară? Ce puncte ați dedicat? Foarte slabe? Cum am spus mai înainte, să analizăm Belgia după antrenament, azi după amiază, dar știm foarte bine toți, cu toți că Belgia e echipă foarte mare care are jucătorii De Bruyne, cred maxim Lukaku, dar să aibă și eu, cred, niște puncte unde putem lucra și cu antrenorul și cu tot staff-ul și cu colegii mei, să analizăm tot. Spuneai un pic mai devreme că ai face totul pentru Naționala României. E un vis pentru tine? Adică te așteptai să fii aici? Visai să fii la un turneu final cu Naționala României? Sincer, mi-am dorit de când sunt copil, dar niciodată poți să te gândești la ceva de gen, pentru că tu muncești ajunge la național, să joci un turneu final, cred că e visul cel mai mare unui copil. Sunt foarte mândru să fiu aici, cum am spus mai înainte, aș face orice pentru național și, nu știu, orice îți vine în cap, aș face. Sunt foarte norocos să fiu aici, știi foarte bine colegii mei cum s-a făcut, ce suflet am, ce inimă am și în continuare o să fac tot pentru național. Orice. Tot în cheia asta, generației de suflet, avem informații de insider, așa? Tu, în generația de suflet, ești sufletul petrecerii. Știm de boxă, știm de faptul că ați ascultat muzică și bine ați făcut că meritați. Cum e să fii și să ai și rolul ăsta de a-i
lua pe lângă tine pe el și la distracție. Păi cineva trebuie să facă, nu? Un pic de catering. să ridicăm un pic moralul, așa, nu? Fără glume. Noi, cred că... Nu știu... Mi-a venit așa natural, automatic. Nu, eu nu sunt unul care se gândește să fac chestii de gen. Eu sunt făcut așa și cred că sunt apreciat de la colegii mei, pentru că o fac tot natural. Tot o întâlnire foarte naturală am avut în centrul Münchenului. Foarte mulți dintre noi au fost acolo, s-au bucurat de atmosfera de acolo. A venit un domn lângă mine, strigam împreună cu suporterii, și domnul acela s-a plecat asupra urechii mele și mi-a zis că e tatăl tău. Am înțeles de-abia din a doua. Și mi-a zis ceva de genul, uite ce mi-a făcut Vasile, m-a adus până aici. Cum e să ai familia? Avea ochelari cu burtă? Păi ce să zic, cred bucuria la un tatăl și mama, la toată familia mea, am avut posibilitatea să-i aduc aici, cred că cea mai mare cadou care puteam să-i fac, dar cred cea mai mare cadou mi-a făcut el, că m-a dat la fotbal. Și cred că e un vis pentru toți copiii să poți să aduci familia ta la un turneu final de gen. Deci salut tata, Paul. Apropo de muzică, poți să ne spui care a fost cea mai ascultată melodie după victorie? Păi, melodie românește, nu? Cam de toate. Cam de toate. Acum e moda asta să punem Made in România și dansăm toți împreună și ne-am bucurat toți împreună. Salut, Vasile. Care a fost mesajul care te-a emoționat cel mai mult după meciul cu Ucraina? Mesajul primire de tine. Măi, a fost mai multe. Dar cum am spus, acum tot ce s-a întâmplat, meciul ăsta trebuie să îl punem deoparte și să ne gândim la meciul cu Belgia. Pentru că încă nu s-a făcut nimica și noi acum avem în cap doar Belgia și să luăm o victorie, nu ne gândim să facem calcul în cap. Mentalitatea asta care ne-a transmis-o nou antrenorul și cred că are dreptate, pentru că niciodată cred că unul intră în teren să facă egal sau să pierdă. Nu zic mesajul de felicitare. A, iertați-mă. Mesajul de felicitare. Care te-a surprins? Ți-a plăcut? Ți-a rămas în cap? Păi, un coleg de-a meu care aveam... Eram mici și nu mi-așteptam și mi-a scris. Mi-a adus aminte când eram mic și acolo mi-a adus aminte de unde am pornit și a fost foarte, foarte frumos să primesc un mesaj de gen. Tata, mulțumim frumos!